Bună seara, domnilor, sărut mâna doamnelor, sunt Ionut Zaina, mă bucur să fim împreună în această seară la Ultras Dinamo, o emisiune pe care o puteți vedea pe Postul TV Realitatea Sportivă și pe canalul de YouTube Radio Dinamo 1948, alături de mine, după cum vedeți, co-realizatorul acestei emisiuni, prietenul și colegul nostru, Cătălin Alexandru, senior editor Radio Dinamo 1948. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Ionuț! Bună seara și telespectatorilor noștri, că trebuie să ne obișnim marți seara să-i salutăm așa cum se cuvine, de pe Realitatea Sportivă. Cătălin, avem conducere nouă la Dinamo, conducere enervant de tânără, avem și un administrator special foarte tânăr, 35 de ani, dacă nu mă înșel, avem și un antrenor extrem de tânăr, are câteva luni de antrenorat. Sunt și plusuri și minusuri dacă vorbim despre tinerețea acestor domni. Și aș vrea să vorbim puțin și despre plusurile și despre minusurile lor. Cred că ar fi bine să începem cu minusurile și aici aș spune lipsa de experiență în ambele cazuri, pentru că nici Vlad Iacob nu a condus până acum un club de fotbal, nici Ovidiu Burcă nu a antrenat decât o singură echipă pe care a urcat-o din Liga 3 în Liga 2, dar nu putem spune că are experiență în antrenorat. Da, acum avem și noi două certitudini la nivel administrativ și sportiv față de ultima noastră apariție la TV. Ai spus foarte bine de cei doi menționat, de domnul Vlad Iacob, administrator special, și Ovidiu Burcă, antrenor principal. Noi știam că urmează să devină oficiali ai clubului, dar acum este o certitudine, nu mai avem nimic de speculat. Da, lipsa experienței este un element care este adus în discuție în cazul amândurora, pe bună dreptate, pentru că este ca la oricare alt job. Când angajezi pe cineva, sau nu știu, nu chiar de pe băncile facultății, dar cumva cu experiență limitată, este un element pe care îl aduci în discuție. Dar totodată și de aici vin anumite avantaje. Tinerețea se poate aduce anumite avantaje, depinde de ei cum le vor pune în valoare dorința de afirmare, pentru că vorbim de doi tineri aflați la început de drum în activitățile lor, în carierele lor de antrenor respectiv președinte, care vin cu dorință de afirmare, nu? Cu dorință de a-și crea un nume în fotbal. Și ce prilej mai bun de a veni la Dinamo într-un moment foarte greu, în care ai toate șansele din lume să, cum să spun, să spui numele, să scrii numele în istorie, dar nu cum au făcut băieții în barajul de Tristan Mitere cu Universitatea Cluj, să-l scrii așa cum trebuie, să-ți aducă aminte oamenii cu plăcere de ceea ce ai reușit pentru Dinamo. Cătălin, eu aș adăuga aici entuziasmul, pentru că atunci când vii la ești foarte tânăr într-o activitate nouă, ai foarte mult entuziasm, vrei să faci lucrurile bine, să ieși în evidență, să te afirmi până la urmă, pentru că este o șansă de afirmare și pentru Vlad Iacob, cel care s-a pregătit, are școli făcute pentru management sportiv, și pentru Ovidiu Burcă, cel care a trecut de la birouri în postura de antrenor și își dorește să aibă o carieră. E clar că este o provocare și vin oamenii cu foarte multă dorință de afirmare, cu foarte mult entuziasm, pentru că până la urmă un președinte cu experiență se uzează puțin. Am tot avut președinți cu foarte multă experiență în fotbalul românesc, mă refer aici la Dinu Gheorghe, mă refer la Mureșan, care păreau cumva uzați, cumva hârșiți, cumva prea rutinați în acest fotbal, nu încercau să vină cu nimic nou, nu încercau să iasă cumva din tipare și să își pună o amprentă proprie, ceea ce în cazul tinereții se poate întâmpla, pentru că oamenii ăștia sunt convinși că își doresc o carieră lungă, o carieră de succes și își pot face un nume la Dinamo. Mai au un avantaj faptul că ambii sunt dinamoviști. Și am văzut ce înseamnă să pui suflet pentru echipa asta, pentru că ultimul președinte, de care noi nu ne amintim cu plăcere, pentru că aventura dânsului la Dinamo a însemnat un fiasco total, Iuliu Mureșan, nu simțea nimic pentru echipa asta și au fost multe momente în care s-a văzut acest lucru, s-a simțit acest lucru, modul în care transmitea, eu știu, anumite mesaje, te făcea să înțelegi că își face meseria, dar nu este deloc atașat sufletește de echipa unde este președinte. S-a văzut cât se poate declara. Ei bine, acești doi tineri domni au de partea lor faptul că sunt dinamoviști și atunci când pui și inima în ceea ce faci, pot apărea rezultate spectaculoase.
Da, așa este și de... acum la fel ne raportăm la oricare altă activitate. Atunci când pui suflet în ceea ce faci, cum era citatul din Confucius, dacă faci ceea ce îți place, nu vei lucra nicio zi din viața ta. Așa și în cazul lor. Nu spun că lucrând pentru Dinamo nu este considerată muncă, dar este pentru ei cu siguranță ceva special, atât pentru Vlad. Am văzut și noi imaginele cu el în peluză la diverse partide, adică este din nou vizit al nostru, nu poate fi contestat. Vezi, am ajuns în anii în care dacă te poți uita în arhivă, poți găsi niște poze când erai mai tânăr, mai puști, să demonstrezi. Eu am fost acolo. Nu prea e cazul generației voastre, că na, în anii 70-80 cam greu să găsești poze în care să spui, uite, am fost acolo, chiar cu foarte mare dificultate. Ne făceam poate... poze cu părinții pe la mare, pe la munte, cam atât. Nu cred că intra cineva să-și facă poze pe stadion. Exact. Îți dai seama, viitorii președinți peste ani și ani sau conducători care au crescut în generația social media vor veni cu albume foto. Uite unde am fost eu și ce am făcut eu pentru Dinamo. Dar da, într-adevăr, și mai este un lucru, Ionuț, apropo, că ai menționat de domnul Iuliu Mureșan, pe la urmă, da, este un om cu multă experiență și nu permit să spun doar Iuliu Mureșan. Că uneori mai pierd și lupta cu timpul, pentru că și noi la fel știm și în activitatea noastră, trebuie să fii pus la curent cu ceea ce se întâmplă. Nu mai este relevant ce se întâmplă acum 20 de ani. Ce, uite, de la noi, ce însemna activitatea noastră în urmă cu 5 ani, cu 10 ani? Ce noi nu, pentru noi nu exista varianta de a face emisiuni live video pe rețelele sociale. Acum fac o comparație și Iuliu Mureșan, domne, a avut performanțe la CFR într-o epocă în care, da, dar lucrurile stăteau cu totul și cu totul diferit. Da, și nu știu dacă mare relevanță pentru 2021-2022 ce a făcut Iuliu Mureșan atunci. S-ar putea să fie mult mai relevant ce poate să facă Vlad Iacob. Da, întorcându-ne puțin la tinerețea lor, mai este un avantaj al tinereții. Faptul că ești mereu conectat, cum ai spus tu, la lucrurile moderne, la lucrurile noi. Nu, nu te-ai desprins puțin de nou, de inovație. Uite-te, o să dau un exemplu, Clubul Sportiv Dinamo, Clubul Mamă, care a cunoscut o dezvoltare extraordinară de la venirea lui Ionuț Popa, un președinte foarte tânăr. Exact. Da, care a venit cu suflu nou, cu energie nouă, cu viziune nouă, cu abordare nouă și care, evident, nici el nu avea experiență, pentru că nu fusese președinte al altui club de talia lui Dinamo, pentru că vorbim despre cel mai mare club sportiv din România, ca și performanțe, ca și organizare, ca tot. Dar și el venea cu acest minus, și anume lipsa de experiență, dar a compensat foarte mult prin muncă, prin determinare, prin atitudine, prin faptul că a fost mereu conectat la nou, a venit cu idei noi în permanență și a adus acea energie pe care o au oamenii tineri. Pentru că până la urmă, în orice activitate pe care o faci, trebuie să fie o sursă nesecată de energie dacă vrei să performezi. Să îți dorești mereu mai mult, mai mult, mai mult. Și asta este avantajul tinereții. Noi, cei trecuți de, nu știu, o vârstă, 47-48 de ani acolo, începem deja să ne rutinăm puțin, să credem că doar din experiență rezolvăm anumite lucruri, să nu mai fim conectați în permanență la nou, să fie de ajuns... poate mental ce am făcut, să credem că este de ajuns ce am făcut acum 3 ani sau acum 4 ani sau acum 5 ani. Se întâmplă și în cazul jucătorilor, se întâmplă cu fiecare dintre noi la un moment dat. De asta este foarte greu să-ți găsești resurse permanente de energie, iar tinerii au acest avantaj. Da, bine, acum nu toți tinerii, dar cei ambițioși, cei care au, am mai spus, dorință de afirmare, dorință de a-și construi un nume, de a lăsa ceva în urmă, au această calitate și cred că au această calitate atât Vlad Iacob, cât și Ovidiu Burcă, care, nu știu, e interesant parcursul lui. S-a lăsat de fotbal, a mers în zona administrativă și din zona administrativă a coborât în iarbă. De obicei, trecerea este puțin, adică în general se face altfel. De pe banca tehnică vrei să treci spre birouri la un moment dat. Apropo, pentru cei care ne urmăresc și pe canalul de YouTube, o să discutăm și despre jucători și despre ultimele informații apărute, adică să nu credeți că ignorăm ceea ce întrebați, dar avem o anumită ordine logică a discuțiilor și
Vom discuta, va fi un subiect și legat de jucători. Sperăm să avem în partea a doua emisiunii și un invitat special, dar cu siguranță nu vom ignora cele discuții și vom discuta și pe seama lor. Da, ai făcut cumva, dacă vrei, prin această paranteză și acest răspuns general pe care l-ai dat urmăritorilor de pe canalul de YouTube Radio Dinamo 1948, ai făcut trecerea la lot, pentru că până la urmă am văzut câteva meciuri de pregătire și aș vrea să te întreb pe tine despre plusuri și despre minusuri. Până acum, la capitolul veniri, eu spun că avem puține certitudini, mă refer aici la Vali Lazar, Neluț Roșu și Vasile Buhăiescu, în rest nu am prea văzut jucători noi. Cătălin, cum se pare ție lotul în acest moment? Ce plusuri vezi în lot și ce crezi că ar trebui îmbunătățit? Sigur vom discuta mai multe după ora 21, pentru că v-am spus, așteptăm un invitat surpriză. De fapt, nu știu cât de surpriză poate să fie, pentru că deja văd că mulți au întrebat. Da, încercăm la ora 21, la finalul antrenamentului, să luăm legătura cu antrenorul principal, Ovidiu Burcă. Cum vezi tu situația lotului în acest moment? E incomplet. Nu pot să-i dau niciun verdict lotului, pentru că este incomplet. Am și scris în această dimineață un editorial pe site-ul nostru dinamo1948.club în care am făcut așa ca un să am așa text ajutor pentru emisiune, că știam că urmează să discutăm și să am timp să și analizez puțin situația, să văd ce posturi sunt descoperite, unde avem niște minusuri și în continuare cred că sunt câteva posturi descoperite. Am început eu cu cel de portar și aici, ca să și, uite, să și răspund referitor la cel portar georgian, o informație care să vă explic cum a funcționat mecanismul. A fost preluată de un anumit site, nu o să spun cine. Acel site a scris acea știre. Mai că au venit și alte site-uri de știri, pentru că în general așa se întâmplă, preluăm și noi, că aici ne închidem și noi, mai preluăm unii de la alții, numai că uneori mai trebuie să și verifici. Noi nu am preluat-o, mai pentru că am verificat și informația era falsă cu acel portar georgian, care văd că în continuare apare în presă că ar fi pe lista lui Dinamo, ceea ce nu este adevărat. Dar asta nu înseamnă că Dinamo nu caută un portar cu experiență. Asta este ceea ce am aflat și eu așa pe surse și cred că și tu poți să confirmi. Da. Este un target. Este într-adevăr un target. Portar. Mai ales că, să fim sinceri, Eșanu a avut un sezon foarte slab. Fara a avut și el la echipa a doua un sezon foarte slab, dar nici Figueiredo sau Șesno, portarii care au fost aduși de Iuliu Mureșan, nu au arătat mai bine decât cei menționați deja. Dar în mod clar ai nevoie de un portar pe care să te bazezi, un portar cu experiență. Să sperăm că alegerea de data aceasta va fi mult mai bună decât alegerile din iarnă, pentru că în iarnă am adus total la Napoda doi portari. Niciunul dintre ei nu a confirmat, deși la un moment dat ne așteptam la portughez la cu totul și cu totul altceva. Din păcate, prestațiile lui din teren au fost de noapte minții. Da, ne aducem aminte, Figueiredo a fost adus tocmai pentru că Eșanu se accidentase într-un meci amical cu Miove, în meci amical transmis de Radio Dinamo 1948 și a stat câteva luni pe bară și atunci, ok, vine Figueiredo să fie titularul postului de portar, numai că ceea ce credeam noi despre el și ceea ce s-a dovedit a fi adevărat, diferența a fost semnificativă și astfel Eșanu și-a luat locul în poartă, dar fără real succes. Și mulți dinamoviști aduc în discuție pe bună dreptate prestațiile lui din dubla cu Universitatea Cluj, pentru care pe conștiință, eu cred, două goluri? Două goluri din trei, da. Două goluri din trei și mai ales goluri extrem, extrem de importante în ecuația acelei duble. Dar este istorie deja, oricum vom vedea ce portar vor aduce. Trecem la linia de fund, acolo unde știu că se mai caută un fundaș central, de altfel cred că ai scris și tu în editorial, da. Și aici putem să facem o paranteză. Am văzut că a apărut în ProSport faptul că Marc a refuzat să vină la Dinamo, nu s-a înțeles cu Vlad Iacob, dar te întreb, a fost chiar o țintă pentru Iacob și Burcă? A fost o țintă, Marc?
Pentru că mie nu mi s-a părut. El a fost propus de acea comisie, dar nu știu dacă a fost o țintă pentru cei doi. Pentru că, practic, acea comisie formată de Zăvoleanu, de specialiști cu care se consulta pe Facebook, a luat sfârșit, rolul ei a luat sfârșit odată cu numirea noului administrator special și a noului antrenor. Și nu știu dacă Marc într-adevăr a fost o țintă. Da, nu știu ce să spun. Aici și o țintă, cred că n-a fost cu adevărat o țintă. El a fost o țintă pentru fosta comisie, nu știu dacă mai este încă de actualitate acea comisie sau cât mai este de actualitate. Totodată, din ce informații am mai primit și eu, și-au luat anumite referințe despre Andrei Marc și au considerat că nu este cazul să insiste foarte mult. Este alegerea lor. Asta nu înseamnă că nu va fi adus un alt fundaș central cu experiență. Și îl vedeam pe Andrei Marc un jucător pe care noi de care noi să ne putem ajuta. E un fundaș cu experiență, atât în prima ligă, dar și în al doilea eșelon. A evoluat în ultimii ani la Chiajna. Dar acum eu cred că poate fi adus alt fundaș central acolo. Nu stăm doar în Andrei Marc. Situația nu este așa cum a fost prezent. Domne, că el a refuzat. Nu, refuzat că am fost de ambele da. Părți. N-a fost așa o înțelegere înainte, domne, vine 100% și după aia s-au răzgândit unii sau alții. Nu, dar nu prea a fost dorință de nicio parte, din câte știu eu. Acum, sigur, avem nevoie de fundași centrali, pentru că acum a arătat centrul defensivei noastre în ultimile meciuri de pregătire, ne-am luat cu mâinile de cap. Sigur, a lipsit Patriche, cel care probabil va fi titular în meciurile oficiale, din câte am înțeles este accidentat, are o ușoară accidentare, da. Patriche și nu s-a forțat foarte mult și în cazul lui. Denis Jafer, la fel, este și la și Denis Jafer, dar îl avem pe Ehman, care, din câte am înțeles, își dorește mai degrabă să plece decât să rămână. Este foarte greu de convins să rămână în continuare la Dinamo și nu cred că va forța cineva pe acea linie, pentru că la un moment dat trebuie să lucrezi și cu jucători care își doresc să rămână la Dinamo. Nu e de judecat Ehman, pentru că el este de foarte mult timp la Dinamo, a simțit că a fost nedreptățit în sezonul trecut, când au primit alții mult mai multe șanse, când a fost trimis la echipa a doua fără explicații, apoi o perioadă a așteptat o clarificare a situației lui din partea conducerii, nu a venit deloc acea clarificare. Și s-a ajuns în punctul în care băiatul spune, ok, trebuie să-mi văd și eu de cariera mea în altă parte. De aceea, cred că avem nevoie de cel puțin un fundaș central, cel puțin unul. Da, nu ne trebuie, pentru că este postul în care am suferit cele mai multe pierderi. Igor Jovanović, Cătălin Carp, Ricardo Grigore au plecat, a plecat și acel francez al lui Baptist. Sunt mulți jucători care au plecat în compartimentul defensiv. Marco Eman este și el. Deja putem să-l considerăm plecat. Nu mai este cu gândul la Dinamo și aici se caută doar forma de brezilieră sau de despărțire. Deci vorbim, am menționat 5 jucători din start, 5 fundași centrali care au plecat. Acum tu ai menționat 5 fundași centrali, dar stau să mă gândesc, nu știu dacă l-ai pus și pe Pintu la un moment dat, pentru că a fost jumătate de sezon în curtea noastră. În ciuda faptului că au fost atât de mulți, defensiva în sezonul trecut a fost unul din cele mai nevralgice puncte ale lui Dinamo. A fost o defensivă care nu a funcționat absolut deloc, în ciuda faptului că am avut în lot o căciulă de fundași centrali. Da, eu doar acei 5, atenție, am menționat cei care au plecat de la Dinamo după meciul cu Universitatea Cluj. De asta spun că noi oricum am rotit foarte mulți fundași centrali în tot sezonul și nu, indiferent de numele antrenorului, nu s-a găsit formula ideală. Și atunci, bun, eu spun că oricum trebuia reconstruit axul central, începând cu apărarea, dar mai e nevoie numeric, nu ești acoperit, mai ai, bun, ai spus de Răzvan Patrick, ai spus de Denis Jafer, a mai fost folosit Alin Dudea destul de mult în partidele amicale, deși o să discutăm puțin și de situația lui, ce informații mai am și eu. Îți mai trebuie acolo, mai e pe David Sone, care la fel este un tânăr de perspectivă, un jucător în care eu am încredere că poate ajunge un fundaș central bun pentru Dinamo, dar nu pot să-mi dau seama în momentul de față dacă este pregătit să joace titular, atenție, meci de meci, pentru că un fundaș central, fundașul nu este genul de jucător pe care azi îl folosesc și îl mai folosesc peste 5 etape.
cuplu de fundaș central trebuie rodat. Acolo vorbim de doi jucători care trebuie să se înțeleagă foarte bine, să se simtă unul pe celălalt. E vorba de altă relație între fundaș și central. Deci nu merge să-i rotești doar de dragul de a-i roti pe cei doi. Trebuie să completeze bine cu... De altfel și în ultimul meci am văzut o gafă mare în centru, în meciul de pregătire împotriva celor de la Plopeni. Plopeniul e o echipă de jumătatea de jos a Ligii a treia, trebuie să spunem acest lucru, dar cu toate astea au avut o ocazie uriașă în prima repriză venită pe o gafă a celor doi fundași centrali. N-au făcut nici pasul la offside, nici n-au ieșit să blocheze, nu s-au coordonat absolut deloc. Dar vorbim despre Zone, un băiat de 17 ani cu reale calități, însă cred că mai degrabă va fi încercat undeva la închidere, pentru că este greu să te bazezi în centrul defensivei pe un copil de numai 17 ani. Vorbim despre Alin Dudea, care ne ridică mari semne de întrebare. De când a venit la Dinamo, ne ridică de aproximativ 8 ani, nu? Ne ridică acest semn de întrebare. El, de fapt, ce este? Fundaș central sau mijlocaș la închidere? Pentru că întotdeauna a fost această întrebare și parcă niciodată nu i s-a găsit răspunsul în cazul lui Alin Dudea. Da, acum răspunsul la întrebarea asta s-ar putea să fie pentru următoarea parte a sezonului mijlocaș la închidere. S-ar putea, dacă va veni un fundaș central cu experiență, s-ar putea ca Alin Dudea să fie urcat. Noi am mai purtat discuția asta și am mai auzit anumite declarații de la oameni de fotbal. Ai dat și tu de detaliu cu fostul antrenor interimar, mă rog, Mihali, care la fel și el îl vedea pe Alin Dudea mijlocaș central, recuperator, pentru că nu are nici fizicul, nu are înălțimea unui fundaș central. Bun, eu cred că mai are și alte carențe, dar nu sunt eu în măsură să-l judec foarte, foarte aspru. Dar cred că poate fi o variantă pentru postul de închizător, unde nu prea sunt jucători, Ioane, ce-i drept. Cătăline, pentru închizător mi se pare foarte lent, de altfel și pentru fundaș este lent, pentru că viteza nu o poți antrena. Ok, poți compensa prin plasament, ne aducem aminte de celebrul Tichito, nu? Care făcea trei pași stânga, trei pași dreapta, dar închidea foarte bine pentru că avea acea știință de a se plasa unde trebuie, ceea ce nu este cazul la Alin, dar cine știe, poate antrenorii au văzut altceva la el. Am văzut că și Ovidiu Burcă se bazează pe el. A avut o declarație elogioasă la adresa lui Dudea după ultimul meci de pregătire. Acum, poate antrenorii văd ceva ceea ce noi suporterii nu vedem. Să dea Dumnezeu să ne contrazică pe noi, pe suporteri, să ne contrazică Alin prin evoluțiile lui. Și cred că ne-am bucurat cu toți. Absolut. Eu nu vreau să fiu niciun fel negativistul de serviciu. Eu îmi doresc ca, indiferent de numele jucător, el să performeze, el să aibă evoluțiile pe care noi le așteptăm. Eu nu am nimic cu Alin Dudea, nu am nimic cu David Zone, nu am nimic cu orice jucător al lui Dinamo. Vreau ca ei să reușească, dar totodată analizez și eu ce reușesc în teren. Acum tot mai este și în apărare, mai e un post cu probleme. Apropo de analizând ce vedem, cel de fundaș stânga, pentru că nu cred că suntem încă acoperiți acolo, l-avem pe Ionuț Amzar, bun, se citește, se scrie Amzar, dar așa la nivel colectiv cu toții spuneam Amzar, adică am căzut cu toții de acord să-i spunem Amzar. Păi da, pentru că Amzar nu sună prea ok, adică exact, parcă exact, e anapoda. Da, un fundaș stânga, știu că și tu ai anumite păreri, adică un fundaș și stânga interesant, profil ofensiv, pe care l-aș vedea la nevoie să fie folosit și mijlocaș, tocmai pentru că are anumite minusuri defensive și asta, uite, poate vom reuși să discutăm și cu Ovidiu Burcă în aproximativ o jumătate de oră, dacă va reuși să intre alături de noi, pentru că sunt curios care este viziunea lui în privința lui Amzar, un jucător care poate fi utilizat și pentru postul under. Atenție, este o variantă pentru postul under 21, Amzar. Corect. Acum vorbim puțin despre Amzar, un băiat care mie mi-a plăcut, o știi foarte bine, de când l-am văzut prima dată la Dinamo 2, de alergam prin tribună, nu știam numele copilului. Am văzut un puști scund, bătăios, cu o tehnică în regim de viteză foarte bună. Cred că este unul din puținii jucători produși de echipa a doua care au o asemenea tehnică în regim de viteză. La fel am remarcat și minusurile, teribil de indisciplinat din punct de vedere tactic, de multe ori uita să își facă partea de bază a meseriei și anume aceea de fundaj lateral,
rămânea undeva pe la centrul terenului, își pierdea omul din marcaj. Vestea bună e că ce am văzut în partidele de pregătire a mai pus pe el masă musculară, parcă nu mai e atât de fragil, da. Parcă s-a mai împlinit puțin, a mai pus puțină forță. Acum depinde de antrenor dacă reușește să-l disciplineze sau nu din punct de vedere tactic, pentru că asta se învață, Cătălin. Adică nu e vorba de viteză, pentru că o are, viteza nu o poți antrena, tehnica o are. Acum trebuie pur și simplu să se disciplineze mult mai mult și să-și respecte în primul rând fișa postului, aceea de apărător. Aici, da, orice lucru se poate învăța, depinde cât de repede și tu, cât de repede prinzi, știi, cum fără meserie, cum răspunzi la comenzi. Aici depinde de jucător. Nici eu nu cred că este o cauză pierdută din punct de vedere defensiv. Dom'le, nu avem ce să-i facem în privința asta. Nu. A reușit Mircea Renică, tot scrie cineva de Mircea Renică, cu Collins Fai, care era mult mai în vârstă decât Hamza, nu știu să zic. Eu cred că avea pe puțin 24-25 de ani Collins Fai. Și buletin. Cu toate astea, în buletin. În buletin, da. Și Mircea Renică a reușit la o vârstă, bun, mai înaintată, nu știm exact cât, să-l disciplineze pe Collins Fai. Deci n-a reușit și Ovidiu Burcă, care a fost și el fundaș până la urmă, da, știa să se apere, să-l învețe pe Hamzat tainele defensive. Da, nu, până la urmă băiatul, dacă va fi disciplinat tactic și va respecta fișa postului, va fi un mare plus pentru Dinamo. Aceeași problemă, să știi, că a ieșit la fundașul dreapta, cu tot respectul pentru Maura, un băiat muncitor, un băiat sufletist, un băiat care aleargă foarte mult, un băiat care e mândru să joace la Dinamo, culmea, el nu a ridicat foarte multe obiecții nici când a retrogradat Dinamo, a spus că vrea să rămână la Dinamo. Un băiat care mie îmi place foarte mult, în special Freza, lui semănăm la Freza, da? Dar da. Un băiat care la fel este indisciplinat tactic, adică de multe ori, de asta nici nu l-a folosit Urin în multe partide, de multe ori uită să facă ceea ce trebuie să facă un fundaș lateral. Pur și simplu am senzația că toată că s-a apucat de sportul ăsta la bătrânețe și că are o tehnică bună, are lovește mingea fără să plângă mingea, da, pentru că tot am auzit expresia asta, sunt unii care lovesc mingea de zici că plânge, da, dar la fel, este indisciplinat tactic. Diferența este că mult mai ușor îl înveți pe un copil de 20 de ani, cât are Hamzar, decât pe un jucător cu o anumită etate, cum este Maura. Așa este, da, la 34 de ani cât are Maura, acum vorbim de alt nivel. Ai anumite deprinderi, ești obișnuit să faci lucruri într-un anumit fel. Dar cu Hamzar, și eu cred că totuși se poate lucra, este încă foarte tânăr, are și calități, pentru că în general noi le aducem în discuție defectele acestor băieți, dar cu toate astea are și el anumite calități. Nu știu, din punctul meu de vedere, viteza este un atu pe care îl are, faptul că, nu, sau hai tot așa în termeni fotbalistii, nu se urcă coțofana pe el, da? Corect, care nu-l mușcă mingea. Nu-l mușcă mingea și cred că poate fi un fundaș, dar dacă vorbim de fundaș, cum spune și colegul nostru Bogdan Alecu, care a jucat fotbal, în primul rând trebuie să te apere, adică în fișa postului ești fundaș, trebuie să te aperi în primul rând, ce faci pe lângă este un bonus. Dacă, de exemplu, comparăm pe Hamzar cu Radu, iartă-mă, dar Hamzar are un control mult mai bine, mult mai bun în regim de viteză, are o viteză mai bună, are o altă atitudine, nu e frică de fotbal, pentru că mie, fostul nostru fundaș stânga, Andrei Radu, pentru mine a fost o dezamăgire, pentru că toate meciurile în care îl vedeam aveam senzația că este frică de fotbal, este frică să atace mingea, să lovească mingea, să joace mingea, o dădea cât mai repede să scape și în general făcea totul la alibi, dar atenție, el era un băiat disciplinat din punct de vedere tactic. Așa este, da, vezi, nu e suficient, în general mai ai de lucru. Depinde de tine cum evoluezi ca jucător, apropo de Andrei Radu, pentru că este un exemplu de așa nu, adică cum să începi să arăți că ai niște calități, că poți ajunge ceva și jocul tău să nu evolueze niciun fel, chiar vorbind de involuție, dacă vrei. Și acum depinde de el, depinde clar și de antrenorul Ovidiu Burcă, care clar nu va avea o misiune ușoară, nimeni nu spune, mai ales că suporterii din Ovești așteaptă cu nerăbdare
așa transferurile, așteaptă întăririle, pentru că nu trebuie să fim foarte, uite, că spune și Ozman că temă de discuție, trebuie să-și propună promovarea, normal că, uite, apropo de presiune, da, vorbim de promovare, că sau de dorința de a promova. Și-au pus singuri presiune pe ei, da, pentru că în momentul în care au venit, da, în momentul în care au venit și s-a discutat cu ei, au spus că obiectivul este promovarea, fără discuție. Ori este un obiectiv care arată încredere în propriile forțe, dar trebuie să te și miști puțin mai repede decât se întâmplă lucrurile în acest moment, dacă vrei să atingi acel obiectiv, pentru că nu ai voie să ratezi startul, ai doar 19 etape, nu ai voie să ratezi foarte mult din start, ok, poți o etapă, poți două etape, dar apoi trebuie echipa să intre într-un regim în care să adune puncte dacă vrem să ne gândim la promovare. Dar așa este obiectivul pe care ei și l-au propus, pe care ei l-au declarat, mă refer aici la tandemul Iacob cu Ovidiu Burcă, eu îl salut obiectivul, îl îmbrățișesc, orice dinamovist își dorește promovarea, sunt mai rezervat că se poate întâmpla acest lucru, dar să dea Dumnezeu ca entuziasmul lor și dorința lor să fie îndeajuns de mare încât să facă lucrurile foarte bine să ajungă acolo. Așa cum am spus de fiecare dată, poate văd ei ceva, ceea ce eu nu văd. Și, dar în acest moment, strict astăzi, promovarea mi se pare foarte greu de atins, ținând cont de faptul că trebuie să aduci foarte mulți jucători, să organizezi, încă nu s-a terminat cu organizarea clubului, cu stabilirea departamentelor. O să vorbim și despre partea administrativă puțin mai târziu, dar hai că am vorbit de fundaș și hai să ajungem la centrul terenului, unde avem un punct fix, Neluz Roșu, jucătorul care îți place ție. Da, îmi place Neluz Roșu și din ce referințe primesc și cei din club sunt foarte mulțumiți de el. Eu am spus și am avut, se pare, dreptate încă din momentul în care a fost semnat, că indiferent de numele antrenorului sau cine ar urma să vină în club, n-are cum să nu fie mulțumit de acest transfer și da, se dovedește a fi o mutare inteligentă. Uite, apropo, că vorbeam de utilitatea comisiei tehnice, cum au reușit să-l propună sau să-l convingă pe Neluz Roșu să vină la Dinamo. Un jucător, repet, cu multă experiență, în jurul căruia se va construi jocul lui Dinamo. Va fi un punct fix acolo, depinde, Doamne ajută să fie ferit de accidentări. Normal că vorbim de sport, vorbim de fotbal și nu ai nicio garanție niciodată, dar este un jucător extrem de important. Asta nu înseamnă că nu ne mai trebuie un mijlocaș central, dacă vrei un profil mai ofensiv, pentru că este această necunoscută, Antoni Ivanov, de care ne-au întrebat foarte mulți suporteri și e un clin să cred că nu va continua la Dinamo, deși rezolvarea nu o văd, să știi, în momentul de față. Nici eu nu văd rezolvare. Cred că singura rezolvare este să fie situația incertă până trece perioada de transferuri, da? Și să revină Ivanov la sentimente mai bune, pentru că nici eu nu văd rezolvare. Dinamo trebuie să plătească 50.000 pentru el. Asta este clar. Ivanov își dorește să plece și asta este clar. Dar nu poți să-l lași să plece liber pentru că tu ești un club în insolvență și nu-ți permiți să aduci 50.000 de euro pe fereastră. Este o ecuație la care eu văd o singură rezolvare. Băiatul să revină la sentimente mai bune, să joace sezonul ăsta la Dinamo și apoi, dacă va juca bine, să găsească o ofertă măcar de 50.000 de euro pentru el să plece în altă parte dacă își va mai dori acest lucru. Da, altfel mai trebuie să-l văd. În ecuație mai introduc și această variabilă, faptul că are un salariu foarte mare, are un salariu mult peste media echipei, ce poate susține Dinamo în Liga Secundă, vorbind de, din câte știu eu, peste 6.000 de euro, ceea ce este mult peste ce poate oferi Dinamo în Liga a doua. Și atunci cumva trebuie să ajungi la o înțelegere și în această privință, dar am mai spus și cu alte ocazii, ce faci cu un jucător care nu vrea să joace, cât te poți baza cu adevărat pe el? Am mai văzut și exemplu în trecut sau în trecutul apropiat și nu este soluție pe termen lung. De aceea cred că trebuie să fie adus un jucător, un mijlocaș ofensiv, mai ai și pe acolo câțiva tineri, mai ai un Ahmed Bani, de la care noi așteptăm mai multe, mai ai un Valentin Borcea care poate fi folosit în mijlocaș ofensiv sau bandă. Dar tot ai nevoie și de un jucător cu experiență și, din câte știu, va fi adus unul în următoarele zile. Am mai fost testat Iulian Roșu. Mie nu mi-a lăsat o impresie
pozitivă după primul amical, e adevărat, am văzut 45 de minute într-un singur meci de pregătire. Nu mi-am putut da seama, da? Depinde foarte mult de concluziile pe care le va trage Ovidiu Burcă în privința lui. Da, nu cred că, din ce simt eu, nu cred că rămâne și nu știu exact dacă el era, sau poate cei care ne urmăresc îl știu mai bine, că era cu adevărat un recuperator sau ce profil de mijlocaș era Iulian Mroșca. Am văzut că a fost încercat lângă Nelu să fie cel distrugătorul, dacă vrei, de la centru. Nu spun că nu ai nevoie și de astfel de jucător, dar mai degrabă ai nevoie de un mijlocaș de profil ofensiv în fața lui Neluț, fața lui Neluț Roșu. Corect. Acum depinde și de sistemul la care se gândește Burcă. E foarte interesant ce sisteme de joc pregătește, pentru că orice antrenor pregătește 2-3 sisteme de joc. Chiar îl vom întreba pe Ovidiu dacă va reuși să intre astăzi alături de noi la ora 21. Îl vom întreba despre acest lucru, dar într-adevăr ai nevoie de încă un mijlocaș central, cum cred că mai ai nevoie de o bandă, pentru că în bandă tu l-ai adus pe Vali Lazar. Da? Îl mai poți folosi pe Ion, pe Borcea, dacă își va reveni Borcea, deși eu întotdeauna l-am văzut mai degrabă util în spatele vârfului decât în bandă. În rest, cam ce jucători de bandă ai mai avea pe acolo? Bun, ai un Bordușanu care va fi un punct fix pentru flancul drept, cred eu, să fie și under. Ai spus de Lazar? M-aș bucura să fie un punct mai mobil, că l-am văzut în ultimul meci de pregătire și a fost chiar fix, a fost cap de linie. Da, nu m-aș n-a bucura fost. Să fie mobil, da? Crețu, uite, de Gianni Crețu, nu știu exact unde să joace, cred că Gianni Crețu este, dacă mă întrebați pe mine, genul de jucător care e relativ bun la toate. Și el este și mijlocaș central, și fundaș dreapta la nevoie, și mijlocaș de bandă. Este folosit acolo unde, joc acolo unde mă trimite antrenorul, unde îmi cere antrenorul. Cam așa este Gianni Crețu. Mai am Ahmed Bani. Tu nu ai bandă, Cătălina, până la urmă. Oricum, eu cred că dacă se va căuta o bandă, se va căuta un mijlocaș de bandă eligibil pentru regula Under 21. Da. Cred că asta se va conta, pentru că trebuie să ai totuși soluții și pentru Under. Dar aici e întrebarea, unde găsești astfel de jucători eligibili 21 care să poată să și, adică să-i aduci, nu doar de dragul de a-i aduce, să poată juca? E întrebare grea. Bine, mai pe Elionescu acolo, dar trebuie să mai crească Elionescu. Și cred că și Florescu poate juca în bandă. Da, dar el, uite, nu mai este eligibil. Nu mai e eligibil, am înțeles. Da, nu știam că nu mai e eligibil. Da. L-am văzut cu figura aia de copil perpetu, n-am știut că... 2002 născut, deși, da, nu, ar mai fi... Ar fi eligibil. Credeam că e 2001, dar nu, este 2002, dar mai fi eligibil, dar nu pot să-mi dau seama încă dacă... Anul a avut un sezon foarte slab la Metalul Glogu, să stea adevărul. A fost împrumutat de Dinamo, era Bonetti antrenor și el a vrut să plece să joace mai mult, nu pot să-l acuz. Am crezut că va avea evoluții mult mai bune, că era al doilea sezon al lui la Metalul Glogu, a marcat la primul meci, dar a fost de altfel ultimul lui gol marcat și a jucat foarte, foarte puțin. Și de asta, aici nu pot să nu-mi ridic niște semne de întrebare. De ce a jucat atât de puțin la Metalul Glogu? O echipă de nivel mediu în Liga 2. Vom da piept cu ei în toamnă. Începuse bine acolo. Eu l-am văzut la un moment dat, cred că în primele meciuri, pentru că știu că a fost o discuție atunci, de-aia l-am urmărit pe băiat. A fost o discuție referitoare la faptul că ai spus și tu, Bonetti și îl dorea în continuare la echipă. Și era foarte supărat că băiatul n-a vrut să rămână și că a ales să ducă să joace pentru cei de la Metalul Glogu. Din păcate, pentru el un sezon slab și a trebuit să-și revină, pentru că la acest nivel și la vârsta lor, dacă fac 2-3 sezoane slabe la nivel de ligă secundă, cu greu vor avea șanse să ajungă în Liga 1. Cu toate că el va avea expunere, atâta timp cât George la Dinamo ai expunere, asta este clar. Dar trebuie să arăți și fotbal și părea că are ceva calități. M-aș bucura să vedem altceva la jocul lui, să fie mai util echipei. În meciul de pregătire, e adevărat, a jucat în repriza a doua, acolo unde s-au făcut foarte multe improvizații, nu m-a impresionat absolut deloc.
Da, acum, uite, domnul Cheol Florin spune de atac, acolo este ultimul punct nevralgic, spun eu, ultimul post care trebuie întărit, cel de vârf, pentru că, într-adevăr, s-a văzut când joci cu un atacant care își dorește, care, uite cum a fost Irobiso când a intrat la Dinamo, jocul s-a schimbat în bine, așa și acum noi așteptăm un vârf, poate va fi Buhăiescu, mâine dimineață în amicalul de la Popești Ordeni și de ce nu și în Liga a doua, dar mai trebuie încă un vârf, care un vârf poate să-ți acopere, un vârf bun îți poate acoperi multe minusuri, să știi. Pentru că, uite, cei de la Petrolul anul trecut n-au avut cine știe ce echipă, au avut un marcator, au avut un golghete. Și în trecut a mai fost cazul, uite, chiar în echipele unde a mai evoluat Vasile Buhăescu, care a fost golgheter. La Argeș, Cum mi ne se pare cum că a dat el locul celor de goluri. foarte multe goluri la Argeș, da, nu avea cine știe ce echipă. Acum ne cum Buhăescu marca. Așa și noi, acum trebuie să avem un atacant marcator, nu poți să, nu cred că poți promova. Dacă ai un vârf cu 7-8 goluri marcate într-un sezon, nu cred că ai această posibilitate. Îți trebuie un atacant marcator. Dar, Cătălin, trecând puțin în revistă plusurile și minusurile din lot, așa, atât cât ne pricepem noi și cât mai întrebăm în stânga și în dreapta, cred că avem nevoie de 7-8 jucători și cam 7-8 titulari. Ori asta înseamnă destul de mult, ținând cont că mai este o săptămână până începe sezonul. Da, acum nu știu, șapte, hai măcar cinci. Măcar cinci să aduci și atunci vezi pe final de mercato ce mai găsești. Știm cum stau lucrurile, că în general sunt jucători care rămân fără echipă și atunci acceptă anumite propuneri salariale la un nivel pe care nu l-ar fi acceptat, dar măcar cinci jucători să aduci în prima instanță, să fii cât de cât pregătit pentru prima etapă. Nu, nu poți să aduci 11 jucători când mai ai 10 zile până la startul sezonului. No, Nu, sigur, nu, și n-ai. nu să-i aduci pe toți, acești 5, 6, 7, 8 jucători, nu să-i aduci pe toți odată, asta este clar. Nu înseamnă că, eu știu, o să-i ai pe toți la prima etapă împotriva celor de la Progresul Spartac. O echipă facilă la prima vedere, este o echipă care a promovat din Liga a treia, dar o echipă care avea și în Liga a treia probleme destul de mari financiare, nu știu să-și fi rezolvat problemele financiare. Tu îmi spuneai dimineață că se bazează cam pe același lot pe care s-au bazat anul trecut și în mod normal n-ar trebui să ne ridice probleme nici la lotul pe care îl avem acum. Ei ne-au ridicat probleme anul trecut pentru că am jucat cu echipa secundă, acea echipă sacrificată, ne-au bătut de fiecare dată, dar acum este cu totul și cu totul altceva și nu cred, dacă se bazează pe același lot, nu cred că ne pot crea probleme. Cel puțin prima etapă va fi destul de facilă, nu spun că este dinainte câștigată, pentru că e clar, băieții ăia vor juca pentru ei, vor da totul când vor juca împotriva lui Dinamo, pentru că, na, ai spus și tu, câte meciuri televizate o să aibă cei de la Progresul Spartac, hai să fim serioși, și câte împotriva lui Dinamo cu asemenea audiență. Nu, 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 asta niciun caz. De asta spun că își vor da viața pe teren, știi, la modul ăla fotbalistic. Și e un meci periculos, că spune și Grigoriu Valentin că dacă te bate în prima etapă să termină optimismul, dar asta e bine să începi cu dreptul, ca să nu cumva să transmiți un semnal că suntem chiar foarte, stăm rău, atât de rău. Dar va fi un șoc și pentru echipă, va fi un șoc și pentru noi, va fi un șoc pentru toată lumea. Nu trebuie să-i desconsiderăm. Nu suntem noi în niciun fel în situația de a privi cu superioritate vreun adversar. Nu. Noi trebuie să ne facem treaba, trebuie să câștigăm, indiferent de numele adversarului, cine era în prima etapă. Noi trebuie să câștigăm, noi trebuie să începem cu dreptul. Dar pentru a reuși acest lucru, eu cred că și chiar dacă e vorba de progres în Sparta, cu echipă venită din Liga a treia, tot mai ai nevoie de câteva întăriri, pentru că nu, jocul scârție și ai mari probleme pe anumite posturi. Dar eu cred că până la meciul cu progresul vom mai avea parte de noutăți. Știu că fanii dinamoviști așteaptă, vedem și noi în comentarii, nu doar în această emisiune, dar pe parcursul săptămânii vedem cum cereți întăriri și pe bună dreptate, că și eu au cer și eu nu-și cer, toți cerem, dar să nu uitați că mai este și aspectul financiar care nu poate fi neglijat.
Da, sunt momente în care și noi facem exact același lucru. Dăm scroll, întrebăm în stânga, întrebăm în dreapta, tot așteptăm să se întâmple ceva, tot așteptăm să apară ceva nou, pentru că, într-adevăr, timpul presează. Mai este o problemă legată de lot, Cătălina. S-a văzut în anii trecuți, în momentul în care ai avut un post pe care n-ai avut doi jucători, n-a fost o concurență, ai avut mari probleme pe acel post, indiferent de postul respectiv. În momentul în care n-ai o concurență reală, în care este un titular care știe, joacă bine, joacă prost, dar rezerva lui este ca valoare mult prea departe ca să îi pună în pericol titularizarea, acolo am avut probleme. De asta ar fi bine Da. să avem cât de cât doi jucători apropiați valoric pe fiecare post, altfel s-ar putea să avem probleme, să ajungă băieții la o anumită automulțumire, chiar dacă rezultatele nu sunt bune și s-a întâmplat acest lucru în trecutul apropiat. Totuși, ca să răspund, ca să nu se creeze cumva impresia că nu, băieții au antrenament în această seară și Ovidiu Burcă a spus că va intra în direct alături de noi în momentul în care se va încheia antrenamentul. Nu e vorba de, nu știu, de a nu fi dorință din partea dânsului de a intra alături de noi, dar pur și simplu era un antrenament în momentul în care noi am început. A rămas în jurul orei 21. Inițial, noi am vrut să intre la începutul emisiunii alături de noi, pentru că ne doream să-i punem întrebările, dar are antrenament la această oră și așa sper să reușească după antrenament, pentru că va fi la baza Săftica și pentru cei care sunteți familiarizați, știți că acolo netul e de o calitate îndoielnică. Puțin spus în domeniu, e un net prost la buftea, dar vom încerca să intrăm în legătură cu el. Da, improvizăm dacă este nevoie, dar normal, ne dorim și noi să fie alături de noi în emisiune, pentru că este până la urmă antrenorul lui Dinamo. A acceptat să vină într-un moment foarte, foarte greu, indiferent despre ce vorbim noi de experiență, este și pentru el o mare provocare și a asumat să vină. Are curaj, Felicitări are pentru curaj. curaj, exact, curaj, are Are curaj. curaj. Bine, Acum, curaj a avut și în momentul în care a plecat de la Craiova și a venit la Dinamo, dacă e da, să mai este începem. un aspect, Cătălina, pe care trebuie să-l spunem. Cu toții am terminat o școală, mă rog, uitându-mă pe comentariile dintre dumneavoastră, reformulez. Unii dintre noi am terminat o școală. Mai bună, mai rea. Unii au fost premianți, alții ca mine, mulțumeam zeilor pentru un 5, dar am terminat o școală. Și în momentul în care am terminat acea școală, indiferent de nivelul școlii, a venit acel moment nefericit când am dorit să ne angajăm. Ne-am făcut un CV. Unii ați avut ce să treceți pe el, alții ați ținut CV-ul în minte că erau decât nume și prenume, atât. Dar aveai o problemă când te duceai undeva. Toată lumea spunea, ok, în orice meserie, eu am fost economist, spuneau la angajare, trebuie să ai experiență. Păi unde să-ți faci experiența? Că tu abia ai terminat școala, Dumnezeule mare, adică ăștia te vreau și tânăr, enervant Da. de tânăr, și cu putere de muncă, dacă se poate și 100% acolo, dar să ai și experiență pe care o făceai când erai făt în burtă la mămica cu furtunul în gură, unde îți făceai experiență. Cam asta e și cu Burcă. Eu spun așa, hai să vedem ce poate omul și apoi îl judecăm. Nu trebuie să-l judecăm din punctul de vedere al experienței. În fond, există un băiat care n-a avut nicio experiență când s-a apucat de antrenorat, îl cheamă Mourinho. Apoi sunt convins că la un moment dat și marele Lucescu a avut un prim meci în care a debutat undeva la o echipă, la Corvinu, mi se pare că a fost prima echipă pe care a Da. antrenat-o, dacă nu mă înșel eu. Și Cornel Dinu a avut un moment bine, ăsta a antrenat de când era jucător, nu mai contează. El chiar a antrenat, da, avea experiență de mult, în antrenorat de mult înainte să își încheie cariera de jucător. Dar trebuie să încep de undeva. Adică, și Dan Petrescu, țin minte, hai să vedem cine și aduce aminte în Cretacic, în Paleolitic, când unii dintre noi eram foarte tineri, la ce echipă a debutat Dan Petrescu ca și antrenor principal. Să vedem cine și aduce aminte. Uite, ții minte când era la fostul, stai, uite dacă mă înșel, Nu, la mi se pare, FC dacă Național. mi-aduc eu, da, la Progresul, la Național, da? Mă rog, era Național. Da, era Gino Iorgulescu președinte și l-a debutat pe Dan Petrescu. Nea Mircea Rednic, marele antrenor Rednic, uriașul antrenor Rednic, da, care la fel a terminat cariera de jucător și la primul an în care a antrenat a luat titlul cu Rapid. Da.
Deci, trebuie să, la un moment dat, să mai dai și credit, credit tinerilor. Nu poți să mergi tot pe, eu știu, aceia antrenori care s-au tot rulat de-a lungul timpului. Adică, e bine că avem un suflu tânăr, e bine că, pentru că tot văd chestia, nu are experiență. Bă, nici Rednic n-a avut experiență, nici Lucescu n-a avut experiență. La începutul carierei nimeni nu are experiență. Da, și mai este un aspect, nu vorbim de un antrenor la 50 de ani, are 42 de ani, a făcut trecerea asta, de, nu e ca și cum nu a activat în domeniul fotbal, adică nu e ca și cum n-a jucat fotbal, a jucat și fotbal la un nivel destul de ridicat, a făcut, a mers și pe zona asta academică de a-și completa studiile, acum, bun, tu spui că au, poate e momentul să-i vedem și pe alții, sunt de acord cu tine. Mai este un aspect, trebuie să aibă și acea doză de noroc, Ioane, pentru că în fotbal orice mi-a spune, în sport în general, ai nevoie și de o doză de noroc. Noi știm, cred că mai bine ca mulți alții, cât de mult contează, nu știu, șutul la dimensiunea 90 care se duce spre bară, știi, să intre cumva, să prinde efect, să intre și în poartă, sau arbitrajul să nu fie împotriva ta. Adică sunt elemente care pot să definească o carieră sau un mandat al unui antrenor, astfel să vină și cu această, dacă vrei, schimbarea norocului, că doza de șansă clar ne-a lipsit la Dinamo în ultimii ani. Doza de șansă care i-a lipsit lui Rednic. Au fost câteva meciuri cheie, ține minte acel meci în care numărul 99 de la noi arătat precum troleul 95, da, singur din fața porții goale, închidea meciul, acolo erau 3 puncte, apoi meciuri, o grămadă de meciuri pierdute în minutele de prelungiri, în ultimile minute și așa mai departe. Uite, cineva la Sportul a început ca principal, eu cred că la FC Național a fost într-adevăr doar secund. El cred că acolo a început secund la FC Național, posibil să aveți dreptate și la Sportul Studențesc. O să verific. Eu așa țin minte că la parcă la Național a început la Progres. Da, memoria mea mai poate să mai joace feste. Până la urmă, memoria este făcută pentru a putea uita, nu? Dar asta da, și eu credeam că la Național, dar mă rog, posibil să ne mai și înșelăm, nu e ca și cum e un dinauvisă, dar nostru pe care între lor mărim de ancien. Plus că mai este o problemă, dragilor. Majoritatea antrenorilor cu experiență la care noi ne raportăm s-au cam retras din antrenorat. Iarăși e o problemă. Mari antrenori dinamoviști, cred că doar Mircea Rednic mai antrenează. În rest, majoritatea celor la care... Păi asta, celor la care ne raportam când vorbeam de experiență, sunt deja bunicuți care își văd liniștiți de pensie. Da? Sau mai activează în fotbal, dar pe alte funcții, nu pe cea de antrenor. Pentru că n-avei foarte multe variante. De exemplu, mie liderul de generație actual, în afară de Dan Petrescu, care are rezultate, e adevărat, un antrenor foarte scump, mi se pare Ciobi un antrenor foarte interesant. Dar în rest, orice, nu poți să ai o certitudine. Chiar nu poți să ai o certitudine. Bun, și au fost cineva spune bine, de... și Lucescu, da, Lucescu e etern. Lucescu e cazul special. Da, sunt și alții care au refuzat sau nu au dorit să vină. Nu știu, avem impresia uneori, aici este și aroganța noastră, nejustificată, că domne, Dinamo este de nerefuzat. Ba nu, au fost oameni care ne-au refuzat în decursul timpului și acum ne-au refuzat. Asta este purul adevăr, adică vreți să ne mințim între noi, să spunem că nu, Dinamo nu se refuză? Ba nu. Se refuză Dinamo și s-a dovedit că a fost refuzată de diverse persoane, de unii mai dinamoviști pe care îi percepeam noi ca fiind mai dinamoviști, au refuzat să vină. Și aici este și cazul antrenorilor. Este simplu, adică să nu avem impresia că dacă un antrenor este liber, automat vine la Dinamo. Nu este adevărat. Cătălin, o să încerc să iau legătura cu Ovidiu, o să mă dau puțin pe mine pe mut, da? Cineva okay. Spunea de Zicu și Niculescu, încă n-au avut rezultate. Da, să sperăm că vom reuși să intrăm în direct și cu antrenorul lui Dinamo Ovidiu Burcă, până la urmă reușim să, și într-o formă improvizată, dacă se poate. Spune Andrei Baltac, dacă Dumnezeu să reveni să fim din nou în Liga 1 cu stadionul, atunci să vezi ce vor să vină. Da, sunt mulți
Și așa este ca în orice alt domeniu. Mulți care vor să vină acolo unde au stabilitate, unde au condiții foarte bune, de ce nu ar fi la fel și în fotbal? Fie că vorbim și de sentimente, de implicare emoțională. Probabil așa vor sta lucrurile și când vor fi perioade mai bune pentru clubul nostru, pe viitor. Noi sperăm ca acel viitor să fie cât mai apropiat posibil. Da, o să mai încerc Ovidiu să se conecteze. Acum vă spuneam, netul nu este chiar cel mai bun. Dacă nu, o să încerc prin telefon. Sper să se audă, sper să fie ok prin telefon, să nu fie microfonie. Văd că acum încearcă Ovidiu să se conecteze și alături de noi, prieteni, se află antrenorul principal al formației noastre, domnul Ovidiu Burcă. Îți mulțumim frumos, Ovidiu, pentru că ți-ai făcut timp să vii alături de noi. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație, dar vreau să-mi scuzați puțin vocea pentru că sunt la pământ. Din punctul ăsta de vedere, nu o să fiu la cel mai înalt nivel. Am înțeles. Ovidiu, deja la pământ și mâine amical. Mâine ți-e o portavoce, ceva. Ți-aducem o portavoce din dotarea PCH-ului eventual, ca să te audă băieții. Că mâine e amical, nu la ora 10. Trebuie să-ți revină vocea. Da, mâine vom avea încă un meci amical. Împotriva celor de la Popești Leordeni, o echipă pe care o cunosc bine, va fi un test foarte bun. Mai ales pentru că pentru mine astea, ultimele două meciuri, devin oarecum ultimele înainte de începerea campionatului și devin esențiale pentru pregătirea primului meci. Ovidiu, ți-ai făcut o idee asupra lotului pe care l-are Dinamo? I-ai văzut deja, cred că, pe toți jucătorii pe care i-ai la dispoziție. Poate mai puțin pe Patrick, am înțeles că e accidentat, și pe Geaper. Ei și-au revenit, se antrenează cu echipa. Cum sunt cei doi? Da, Patrick încă mai resimte dureri la problema pe care a acuzat-o săptămâna trecută, o întindere pe mușchii gambei, o, de fapt, o microleziune fibrilară. Va trebui să mai avem încă puțin răbdare cu el. Geafer se antrenează normal, la fel și Gavrilă. Deci, în principiu, jucătorii care au fost accidentați sunt ok, în afară de Patrick. Am înțeles. Mai sunt câțiva jucători cu probleme. Nu știu dacă s-a lămurit între timp situația lor. Este vorba despre Ivanov, pe care nu l-am văzut în meciurile de pregătire. Știu că are o situație destul de complicată, și de Marco Eman. S-a lămurit ceva în problema lor? Contăm pe ei? Nu contăm pe ei? Mai e o săptămână deja și începe sezonul. Din punctul meu de vedere, legat de Marco Eman, lucrurile sunt clare. El și-a exprimat dorința de a nu mai continua alături de noi. Eu am spus-o de la bun început, nu țin pe nimeni cu forța la club. Îmi doresc foarte mult jucători care să dea 100% pentru tricoul lui Dinamo. Marco a spus că nu-și dorește să mai continue alături de noi și, din punctul meu de vedere, este un subiect închis. Rămâne ca și conducerea să găsească cea mai bună variantă pentru a-și termina contractul. Ivanov are o situație. Am stat de vorbă cu el, poate îl înțeleg oarecum, pentru că este un jucător care a avut sau are anumite aspirații pentru un anumit nivel, însă are o situație și există două variante. Una, să rămână la Dinamo și să continue, și a doua, un club care și-l dorește foarte mult, să achite o sumă de bani pe el, e vorba de 50.000 de euro, și atunci cei din conducere îi vor da drumul să plece. Până atunci, el face parte din lotul nostru, se antrenează, o face destul de bine. L-am găsit foarte dezamăgit, pentru că e normal, doar nu numai pe el, ci pe toți jucătorii care anul trecut au făcut parte din lotul echipei și au le-a dat. Trăiesc un moment mai delicat, pentru că nu e ușor să faci parte din viața unui club care a atins cumva cel mai negru moment din istorie. Îl înțeleg, pe de altă parte, nu știu, cred că și el înțelege că se schimbă ceva la nivelul clubului. Până acum n-a avut un partener de dialog, pentru că a fost perioada asta de incertitudine, știți și voi cu toții. Dar, nu știu, pentru mine, mie mi-ar face mare plăcere să-l avem pe Ivanov alături de noi. Însă nu depinde de mine, depinde de un club care să-și-l dorească cu adevărat,
pentru că el are o situație, nu este deloc ușoară și cred că până la urmă eu am stat de vorbă cu el și i-am explicat important este să iasă din depresia asta care l-a înconjurat de ceva vreme și să se reconecteze la fotbal. Până la urmă are un contract în vigoare, clubul trebuie să-l plătească, iar el trebuie să-și regăsească plăcerea de a juca fotbal. Corect. Cătălin, aveai și tu pregătite câteva întrebări pentru video. Bună seara, în primul rând, și bine ați venit la Dinamo. Felicitări pentru faptul că ați acceptat până la urmă să veniți într-un moment foarte greu, că era și o discuție mai devreme de momentul greu în care ne aflăm și până la urmă toți cei care vin să lupte, să muncească, sunt de apreciat. Acum, apropo că ați vorbit de atitudine, ați menționat de Ivanov, dar per total, cum este atmosfera la nivelul lotului, cum, după câteva antrenamente, cum îi simțiți pe băieți? Pentru că a fost adus în discuție atitudinea și ca un factor negativ în acea dublă cu Universitatea Cluj. Cum vedeți acum lucrurile și cum credeți că vor evolua? Adică și ce să așteptăm în această privință din partea echipei Dinamo sub comanda lui Ovidiu Burcă? Păi eu am spus-o de la bun început și ceea ce am simțit și din exterior. Am simțit mai mult când am venit în interior ambientul ăsta de performanță care exista la Dinamo, mentalitatea de a te bate pentru fiecare, nu știu, pentru fiecare minge, dorința asta de a câștiga fiecare meci. Sincer, îmi pare rău să spun că am dispărut în ultimul timp. Eu încerc să readuc acest spirit, dar asta nu vreau să o spun așa ca sub formă de, nu știu, lozinci ieftine. Toată lumea spune lucrul ăsta ține de foarte mult. În primul rând, ține de o organizare extraordinar de bună, atât în ceea ce înseamnă extra fotbal, dar mai ales ceea ce înseamnă organizare de joc. Pentru că nu poți să te bați pentru fiecare minge, în primul rând, dacă n-ai o stare de spirit în cadrul echipei, iar în momentul de față eu le-am spus jucătorilor că echipa nu are starea de spirit pe care îmi doresc eu, pentru că până la urmă aici au venit niște jucători tineri de la echipa a doua, de la nivelul centrului de copii și juniori, au mai rămas câțiva băieți care au retrogradat alături de echipa anul trecut. Atmosfera nu este cea mai bună, dar încerc să fac lucrul ăsta, să creez un spirit de luptă, să creez o stare de spirit care să-ți permită cel puțin să ai pretenția că te poți lupta pentru ceva important. Este primul lucru pe care o echipă trebuie să-l aibă, spirit. După care trebuie să lucrăm foarte mult la organizare de joc. Pe lângă, bineînțeles, organizarea asta de zi de zi din cadrul clubului, care n-a fost una foarte bună în ultimul timp, vreau să le mulțumesc oamenilor că, nu știu, simt că lucrurile se mișcă în direcția cea bună și că condițiile pe care le-am pus, acelea de a avea condiții de pregătire decente pentru un club ca Dinamo, simt că oamenii fac eforturi, cei din conducere fac eforturi, iar asta mă bucură cel mai tare. Știu că lucrurile nu se pot aranja de pe zi pe alta, dar simt că lucrurile merg în direcția bună. Apoi, e nevoie de organizare de joc, ca să poți să ai o echipă care să se bată, să fie agresivă, să lupte pentru fiecare minge, dincolo de a te bate cu pumnul în piesă, spui noi suntem Dinamo și avem tradiție și suntem o echipă mare, e nevoie de foarte mult organizare de joc. Încerc lucrul ăsta, încerc să-i biciuiesc la fiecare antrenament, să dea totul. Tocmai de asta cred că am și vocea asta. Se simte din voce, da. Se simte din voce. Încerc să repar lucrurile astea pe termen scurt. Nu e ușor, dar eu sunt optimist și eu sper că ușor, ușor să aduc nivelul băieților acolo unde îmi doresc. Ovidiu, e puțin impropriu să întreb un antrenor dacă își mai dorește întăriri, pentru că orice antrenor, indiferent de echipă, o să spună da, vreau întăriri. Mai aștepta jucătorii în următoarea perioadă să mai discută? În primul rând, lotul este un pic dezechilibrat pe posturi. Căutăm în continuare soluții pentru posturile de juniori, pentru că așa cum este regula asta la Liga a doua, cred că alcătuirea formației de acolo ar fi trebuit să înceapă, care sunt jucătorii under, care sunt dublurile lor și chiar și triplări avem nevoie pe posturile alea. Încă nu avem lucrurile foarte clar configurate la nivelul juniorilor, unde să-i folosim.
De preferat este să folosești, să ai dubluri pe același post, ca să nu faci multe schimbări în echipă. După aia, echipa mai are nevoie de câteva întăriri, dar se lucrează în sensul ăsta și sunt fel convins că o să luăm cele mai bune decizii. Chiar dacă timpul ne presează, căutăm soluții care să fie performante la cel puțin pentru nivelul la care ne aflăm acum și să ne permită să intrăm în lupta pentru promovare încă din prima. Apropo, a fost discuție de preparator fizic, dacă s-a rezolvat această chestiune și o întrebare, cum sunt condițiile de la Săftica, cum le-ați găsit? Că au fost multe articole în presă, cum ați găsit condițiile și legat de preparator, dacă s-a rezolvat? Legat de preparatorul fizic, din păcate, cel care trebuia să vină alături de noi a declinat, să spun așa, oferta noastră. În momentul de față e o situație care din exterior nu e ușor să convingi oamenii să vină la Dinamo azi, o spun, deși revenind la condițiile pe care le-am găsit aici, condițiile de muncă sunt unele foarte bune, am reușit să avem cantonamentul pe care le știți, cel care, pe care le ține domnul Negoiță, care este la cel mai înalt nivel. Avem condiții de refacere foarte bune, avem sală de forță, materiale, terenurile de antrenament sunt impecabile. Din punctul ăsta de vedere, am absolut tot ceea ce am nevoie. Deci, căutăm încă un preparator fizic. Mi-aș fi dorit pe cel pe care îl cunoșteam foarte bine să-l aduc alături de noi, dar nu este un capăt de țară. Pentru moment, suplinim noi și lucrul ăsta. Și încercăm să aducem, să luăm cea mai bună variantă pentru viitor. Nici n-aș vrea să mă grăbesc să aduc oameni de dragul de a aduce, atât jucători cât și oameni în staff. Aș vrea să am liniștea, știu că mă presează timpul, dar în general, nu știu, oamenii ăștia care vin alături de noi trebuie să fie foarte bine pregătiți și un lucru important să aibă un caracter aparte. Eu pun foarte mare aspect pe caracterul oamenilor cu care intru în contact și cu care lucrez, în general. Fie că sunt fotbaliști, fie că sunt parte din staff-ul meu tehnic. Am înțeles. Ce sistem de joc preferat are antrenorul Ovidiu Burca? În general, sistemul de joc sau spre mod special, îl croiesc jucătorii singuri, caracteristicile lor îți dau numerologia sistemului de joc. Nu sunt un tip care sunt foarte închistat în lucrul ăsta, sunt flexibil. Întotdeauna cred că o să, cel puțin pentru început, vom juca cu patru fundași și linie de fund. În centrul terenului încă mă gândesc care este cea mai bună variantă, dar oricare ar fi aia, trei mijlocași în centrul terenului, fie că sunt dispuși cu doi mijlocași, adică cu triunghiul cu vârful sus sau cu triunghiul cu vârful jos. Asta depinde de ceea ce vor arăta jucătorii în meciurile astea care vor mai urma. Cu două extreme, și de fapt cu trei atacanți, un atacant pivot și cu două extreme. Am înțeles. Ovidiu, apropo de mijlocași, pentru că la ultimul meci de pregătire au fost câțiva jucători în probe. A fost un fundaș. Niciunul. Și apropo de români, Iulian Roșu rămâne, nu rămâne? Da, noi vorbim aici de cei doi jucători străini care, mă rog, au fost aduși în probe. Din păcate nu sunt de nivelul pe care îl dorim noi la Dinamo. Mai departe, într-adevăr, mai sunt câțiva jucători pe care aș vrea să-i văd în continuare. Vor mai veni jucători zilele astea, s-ar putea să, nu știu, să batem palma cu unii dintre ei și atunci veți afla. Am înțeles. Nu, întrebam pentru că, într-adevăr, i-am văzut pe băieții cei doi în probe. Nici noi la Radio Dinamo, în echipa noastră, nu-i primeam. Adică avem totuși un fundaș de Liga 3 din Germania în echipa noastră. Nu așa oricum. Nu ne permiteam din Liga 6. Nu, erau băieți foarte buni, dar trebuie să ridicăm nivelul și, nu știu, cerințele. Eu, cel puțin, indiferent, prefer să iau niște jucători din centru de copii și juniori,
să am răbdare cu ei, dar știu care i-a dublat la un potențial, decât să iau niște jucători care au jucat prin niște ligi necunoscute. Prefer întotdeauna să identific, pentru că eu vă spun Dinamo și aici nu spun, întotdeauna când eram în alte părți și vedeam meciuri de la copii și juniori, când vedeam juniorii lui Dinamo, întotdeauna rămâneam fascinat. O spun cu mâna pe inimă, Dinamo a avut în ultimii ani cei mai buni jucători din țară în centru de copii și juniori. Acum nu știu de ce, din ce motiv, probabil presiunea asta de a câștiga în fiecare meci, poate nicio conducere nu a dat antrenorilor răgazul, răbdarea, a fost și contextul care a fost pentru a promova tineri din propria pepinieră, dar sunt câțiva copii care îmi plac, e nevoie de timp să crească, dar sunt ferm convins că acești copii, dacă vor avea un cadru în care să se antreneze și niște oameni care să-i ghideze, este imposibil să nu ajungă la nivel bun. Și aici mă refer, nu știu, la nivelul ligii tâi, străinătate și așa mai departe. Apropo de jucătorii tineri, că au fost discuții și în emisiune și chiar vreau să aflu o părere, Ionuț Amzar e un jucător pe care noi l-am mai văzut la prima echipă, dar nu a făcut până acum pasul decisiv să devină un titular de drept, numai că m-ați menționat și de regulile under, ar putea fi unul din punctele fixe. Cum îl vedeți pe... Este fundaș, este mijlocaș, ce ne puteți spune despre jucătorul Ionuț Amzar? Păi, în primul rând, are caracteristicile extraordinare ale unui jucător de bandă. Are putere, are viteză, are o îndemânare extraordinar de bună a balonului. Cred că îi lipsește puțin înțelegerea jocului și aici vorbim de lucruri de poziționare, de a citi jocul în timp real. Cred că lucrurile astea se învață, e nevoie de puțin timp, dar e un jucător care mie personal îmi place mult, are spirit ofensiv. La Dinamo, jucătorii laterali trebuie să împingă mult de tot jocul, poate să țină banda, are efort, adică are caracteristicile unui fundaj lateral de nivel bun. Urmează acum, ține doar de el să cât mai repede să, nu știu, în primul rând, ca fundaș trebuie să înveți să te aperi. Cred că are anumite deficiențe în fază de apărare, dar, încă o dată, lucrurile astea de poziționare, de a face fază de apărare, astea pot fi învățate. Mai greu e cu latura ofensivă, unde jucătorii de talent te învață ei pe tine, noi învățăm noi pe ei. Deci Amzar are calitatea asta principală, care poate să împingă jocul, are și calități fizice foarte bune, deci nu văd de ce n-ar ajunge un fundaș lateral foarte bun, de nivelul lui Dinamo. Am înțeles. Apropo de jucătorii care evoluează pe mai multe posturi, eu am o întrebare la care nu mi-a răspuns nimeni sau nimeni clar în 8 ani de zile de când a venit la Dinamo. Mă refer aici la Alin Dudea. Băiatul a venit acum 8 ani la Dinamo, a fost capitan la CSU Craiova în finala Under 17 câștigată de Dinamo, grupa 2007. Atunci a evoluat mijlocaș la închidere. Apoi a venit la Dinamo, a jucat fundaș central și mereu a existat dilema asta. Ba e fundaș central, ba mijlocaș la închidere. Unde îl vezi tu pe Alin în ecuația asta? Eu tind să cred că este mai mult mijlocaș central decât fundaș central. În condițiile în care vom avea un cuplu fix în spate, aș prefera să-l folosesc ca mijlocaș pivot în fața fundașilor. Dar în condițiile în care îmi va lipsi sau îmi vor lipsi fundașii centrali, atunci cred că va trebui să fim mai precauți să-l folosim tot. S-a pierdut, din păcate, legătura cu oficazul netul. S-a întâmplat ceva. Sper să revină o video alături de noi. Ce brusc a ieșit așa. Da. M-am speriat, da. Da, linkul rămâne valabil, poți să-i spui că poate intra. Linkul, da, imediat am să-i scriu. Îi mulțumim frumos pentru că a intrat alături de noi. Da. Cer scuze dacă v-am căpiat cu tastatura, dar a trebuit să scriu. Dar cred că e o problemă de net acolo, pentru că
S-a oprit brusc, dar oricum îi mulțumim că a intrat alături de noi, a prins soția, este un comentariu. Nu, e, lasă că știi că ați văzut că ai venit de la antrenament și chiar vreau să îi mulțumim frumos. Se vedea după voce că i-a fost greu să, să îi, cum a spus, biciuiască pe băieți, da? Și a pierdut vocea și credeți-mă că și astăzi, în timpul zilei, când am vorbit cu dânsul, la fel avea voce. Adică e clar că își dorește mult și vreau să răspund eu la câteva întrebări, pentru că sunt, domnule, de ce nu vorbim de jucătorul X, Y, Z? Ați remarcat, sper că ați remarcat, dacă nu vă explic eu, nu vrea să dea punctual informații despre jucători, a spus despre cei doi jucători care au fost în probe și care nu vor să, adică nu vor cei din club să-i păstreze, dar despre alții a zis că nu vrea să dea detalii, cine ar putea să vină, cine n-ar putea să vină. Și absolut firesc, absolut firesc, pentru că oamenii... Nu, dar să nu fim noi acuzați că evităm anumite întrebări. Am văzut clar că nu vrea să răspunde și nu e nimic de acuzat în acest sens. Doar să înțelegeți că unele întrebări nu le punem doar de dragul de a le pune. Exact. Încă un aspect aici, este absolut normal ca cei din club, în momentul în care discută cu anumiți jucători, să țină informația secretă. Pentru că se poate întâmpla orice, poate interveni cineva, poate să crească pretențiile, poate să se arate alt club interesat care să blocheze și să ofere mai mult. Și este normal să vorbească doar despre jucătorii cu care au semnat, nu despre țintele propuse. Până nu vezi semnătura jucătorului pe contract, din partea clubului este absolut anormal să se întâmple ceva, pentru că s-au făcut greșelile acestea în timp. Țineți minte de atacantul adus de Costica Anghelache, care a plecat din Lituania, Letonia, whatever, și a ajuns prin Belgia, deși Nea Costică l-a aștepta la a doua zi la club. Și au fost multe cazuri în care am făcut greșeala să vorbim despre un transfer înainte de a se perfecta acel transfer. Noi ca Dinamo mă refer, nu noi la Radio Dinamo. Acum hai să vedem dacă își aduc aminte oamenii. Era din Macedonia, hai să vedem dacă își aduc aminte numele lui. Că e, asta vorbim de 2014 era Costică Anghelache. Uite că a revenit. Uite că a revenit Ovidiu. Îți mulțumim frumos, Ovidiu. Vă rog să mă scuzați, mi-a căzut conexiunea. Nu e problemă, înțelegem. Ovidiu, am înțeles, tu-l vezi mijlocaș pe Alin. Eu am întrebat asta personal pentru că întotdeauna a fost dilema asta la Dinamo. Ce joacă băiatul ăsta? Pentru că nici nu are un fizic de fundaș central, dar el până acum asta a fost folosit la Dinamo 2 și cred că și la prima echipă tot fundaș central. Cătăline, tu ți-aduci aminte să fi jucat un meci în centru? Cred că unul de cupă. Mi-aduc aminte, a fost folosit mijlocaș central de Ioan Andone 2016-2017 și chiar a avut un meci foarte bun cu FCSB în Cupa Ligii, așa ca referință. Dar ulterior, știi foarte bine, s-au schimbat mulți antrenori și fiecare având o viziune diferită. Dar Alin Dudea, da, foarte rar a fost folosit mijlocaș central, mai degrabă fundaș, și la Dinamo 2, cum a spus și Ionuț, într-adevăr, în general a fost folosit fundaș central, dar o întrebare la care m-am gândit, pentru că tu ai activat și în zona administrativă, în general, na, o trecere mai puțin comună, să treci din zona administrativă pe banca tehnică, dar totuși sunt anumite elemente care poate te pot ajuta sau ce avantaje crezi că poți avea din experiența anterioară trecând pe banca tehnică acum, trecând ca antrenor principal? Păi, cred că pot înțelege foarte bine relația antrenor, manager, director sportiv sau președinte sau patron, pentru că am cunoscut-o și din sens invers și lucrul ăsta e, cred că, de foarte multe ori, pentru că știu cum gândesc, mă poate ajuta. După aia, cred că pot construi alături de club o strategie în așa fel încât să nu orice antrenor își dorește jucători cât mai valoroși și apasă pe generație, toată lumea își dorește. În schimb, eu înțeleg povara unor salarii din punct de vedere administrativ și aici cred că am un echilibru și am o măsură a cerințelor, să zic așa. Adică faptul că am fost în zona administrativă îmi dă, cred că, un echilibru și o înțelegere a
a business-ului, până la urmă, că fotbalul trebuie să fie un business care trebuie să fie un plus. Și atunci, în fotbal există foarte multe emoții și foarte mult, de multe ori, tocmai pentru că există această emoție, oamenii pierd echilibru. Ceea ce se întâmplă și la mari cluburi, nu numai la noi, România. Cred că sunt un antrenor echilibrat din punctul ăsta de vedere și pot înțelege și rațiunile economice ale unei societăți, atunci când vorbim doar de latura sportivă. Da, și mai ai un avantaj, tu că ai terminat psihologia, nu? Și asta este un avantaj în meseria de antrenor, pentru că ai 25 de caractere, de firi diferite, de personalități diferite cu care trebuie să lucrezi. Păi, în primul rând, eu de asta am avut înclinarea asta către a înțelege foarte mult ce se întâmplă în mintea sportivilor, tocmai în acest sens, pentru că m-am gândit dintotdeauna mi-am dorit să fiu antrenor și am zis, domnule, eu trebuie să înțeleg ce se întâmplă, cum trebuie să ajungă mesajele mele în mintea și în sufletul jucătorilor. Și tocmai de asta am avut preocuparea asta să studiez, să văd exact cum stau lucrurile, să încerc să motivez jucătorii, să încerc să-i ajut atunci când trec prin momente dificile, dar mai ales să învăț să se gestioneze presiune și să ia decizii în momentele cheie ale jocurilor și credeți-mă că nu e ușor. Apropo de ajutor, legat de staff, Sorin Colceag este secund. De ce alegerea lui Sorin Colceag? Că nu a fost un nume care mult s-ar fi gândit să fie secund. El a fost antrenor la Dinamo 2 și acum secund la Dinamo. De ce alegerea lui Sorin? În primul rând, pentru că îl cunosc foarte bine, eu l-am adus la Rapid când lucram acolo. Am reușit să cunosc caracterul. Apoi l-am cunoscut pe Sorin Colceag ca lector la Federația Română de Fotbal pe o filozofie care se numește periodizare tactică. Este o metodologie folosită foarte mult în școala portugheză. E o metodologie care mie îmi place și din acest motiv, în primul sau mă rog, cred că v-am dat destule argumente. Are o înțelegere foarte bună a jocului și mă ajută, cred că mă ajută foarte mult. La fel în staff m-a oprit și pe Nea Iulica Mihăiescu. Așa că era o întrebare, da. Da, pe Nea Iulica pentru că îl cunosc foarte bine de când activam aici ca jucător. Încă nu am bătut palma cu un antrenor de portar, dar suntem aproape. Și cu preparatorul Zvizic m-am spus care e povestea. Urmează în continuare să căutăm pe cineva care să vină să ne ajute. Da, știu că a fost de mult timp problema preparatorului fizic la Dinamo. Mă amuză. L-am omis pe domnul Florin Marin, care va fi consilierul nostru tehnic, pentru că eu consider că atunci când te apuci de meserie, și eu sunt nou în meseria asta, e foarte important să ai mentor. Iar dumnealui este un mentor pentru mine foarte bun, cel puțin la nivel de strategie și tactică, cred că este unul dintre cei mai buni antrenori din România. Uite, aici vreau să te întreb. Rolul dânsului care va fi doar ca strategie și sau te va ajuta și la antrenamente și sau doar pe partea de tactică și de strategie? Analiză. Va fi consilierul nostru, va fi prezent la meciuri, vom discuta cu dumnealui, la fel cum îmi doresc cu toți cei care au fost aici, am avut o discuție și cu domnul și cu Naoni, pe care știu de foarte mult timp și îmi doresc să fie implicat la nivelul primei echipe, dar poate, din ce am înțeles, cu cei din conducere va fi implicat și. Da. La fel cum îmi doresc și cu domnul Ion Marin, Cornel Țănlar, care a fost lângă echipă și cu echipa, voi discuta de fiecare dată cu oricine care este dispus să-mi dea un sfat, ascult de la toată lumea. Am foarte multe de învățat în fotbal, mai ales de la oameni care au asemenea istorie și asemenea experiențe.
Da, mă amuză puțin situația preparatorului fizic, pentru că, Ovidiu, nu ai de unde să știi, în ultimii 4 ani de zile sau 3 ani de zile mereu a existat problema preparatorului fizic. Nu știu cum s-a făcut, că mereu a existat problema asta. După plecarea celui de la FCR, îmi scapă numele, Cătălin, acum. Da, George Neagu, da. Neagu. După, da, după George. plecarea lui George Neagu, întotdeauna fiecare antrenor care a venit a avut problema asta. N-au găsit preparatori fizici, pentru că sunt rari preparatorii fizici buni și, în general, au angajamente și găsesc repede angajamente. Ideea noastră este să găsim un preparator care, la fel ca și noi, să aibă o anumită metodologie, să aibă o metodologie de antrenament specific fotbalului. Nu sunt foarte mulți specializați în partea asta de periodizare tactică. Foarte mulți sunt în zona clasică, să spun așa, a pregătirii fizice. Mie îmi place foarte mult să integrez mingea chiar și atunci când avem antrenamente fizice, pentru că până la urmă alea sunt mai grele decât un jucător când îl păcălești cu mingea, alergă foarte mult, se implică foarte mult. Mai greu când alergă așa, fără să aibă porți, fără să aibă adversari și obiectul cel mai important, minge, tocmai de-aia, nu știu, căutăm un preparator care să fie pregătit în zona asta de mijloace specifice, să lucreze foarte mult în zona de spații, să simtă spațiile, număr de jucători, timp, pentru că până la urmă asta e zona de efort care face diferența și în funcție de ziua și obiectivele pe care le propunem din punct de vedere fizic, tehnic, tactic, el trebuie să îmbrăcăm un antrenament și fizic, și tehnic, și tactic, dar și din punct de vedere mental. Apropo, așa ca ultimă întrebare legat de parcursul nostru în Liga a doua, s-a aflat și Țintaru, știm, jucăm prima etapă cu Progresul Spartac, dar cum vezi, componența ligii secunde și cum vezi startul până la urmă, că începem Progresul Spartac cu oțelul pe teren propriu, ușor, ușor o să luați informații despre competitoare, dar cum vezi startul în Liga a doua, mai ales că întâlnim o echipă nou promovată, și cu toții ne dorim un start cu dreptul în noua competiție. Păi, în primul rând, tot ceea ce facem de când am venit aici este să ne planificăm primul meci. Primul meci devine pentru noi esențial și în planificarea, totdeauna când facem până la primul meci. De acolo în jos începem să ne planificăm absolut toată munca noastră. Cunosc foarte bine Progresul Spartac. I-am întâlnit de foarte multe ori în ultimii ani. Au un antrenor, cred că, dacă nu mă înșel, are în jur de 5-6 ani la nivelul echipei, cred că de la înființare, dacă nu mă înșel, un antrenor pe care îl cunosc bine, un antrenor curajos, căruia îi place foarte mult jocul de posesie și a construit echipa de foarte mult timp, cu jucători crescuți de el, specific pentru modelul de joc pe care îl are. Știu foarte bine ce au de făcut pe toate momentele jocului. O echipă extrem de bine pregătită și din punct de vedere fizic, cu foarte mare intensitate, deși poate părea că întâlnim o echipă nouă promovată, eu vă spun că va fi un meci infernal, mai ales că noi n-am avut foarte mult timp la dispoziție și știți foarte bine tot ceea ce s-a întâmplat în acest timp. Deci, Corect. tot ceea ce facem este să câștigăm primul meci. Mai departe, ori mergem cu pași mici, din aproape în aproape, și sperăm să readucem, exact cum vă spuneam la începutul discuției, spiritul ăla Dinamo de a merge și a câștiga contra oricărui adversar. Ovidiu, îți mulțumesc frumos pentru că ți-ai făcut timp să vii alături de noi. Ținem pumnii să dea Dumnezeu să fie 19 pași mici pozitiv. Eu asta am spus, 19 etape în sezonul regular, 19 victorii, terminăm ecuația, ajungem în prima ligă, rezolvăm toată problema. E simplu. Pentru mine totul e simplu. Nu trebuie decât 19 victorii în primele 19 meciuri. În rest, ok. Ai spus pași mici, ok. Începem cu prima, cu Sparta, continuăm cu Oțelul și rezolvăm. Mai sunt 17 după aia. Deja lucrurile se simplifică. Când mai sunt 17, sunt ca și câștigate. Oricum, îți mulțumesc frumos, să ținem pumnii. Ne vedem mâine dimineață la... Mulțumesc pentru vizionare.
Mulțumim frumos. Mulțumim frumos, Ovidiu, să ai o seară bună. Dragilor, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Le mulțumim încă o dată gazdelor de la Realitatea Sportivă pentru că ne-au încă ne suportă, da? Vă mulțumim vouă pentru că ați fost prezenți alături de noi. Îi mulțumim lui Ovidiu pentru că a dat explicațiile necesare și a făcut timp să intre alături de noi, deși era după două antrenamente și se vedea că vocea nu-l ajută. Cătălin, un cuvânt de încheiere din partea ta. Da, mă bucur pentru intervenția domnului Ovidiu Burcă, a vorbit foarte bine, nu mă așteptam să vorbească altfel pentru că știm exact care este nivelul și acum, Ioane, vorbe, ne trebuie și fapte, ne trebuie rezultate, ne trebuie transferuri și ușor să ne revenim cu toții, să avem o stare de optimism, nu cum au unii suporteri din Iași care au comentat în această seară, dar asta este, doar rezultatele îi vor câștiga și pe ei. Corect. Să aveți o seară excelentă, ne vedem dimineața la matinal. Hai Dinamo! Hai Dinamo!